Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere, iată, de a discuta astăzi despre situația economică și politică a României, a județului Gorj, a municipiului Târgu Jiu. Una deloc pozitivă din mai multe puncte de vedere. Vedem ceea ce se petrece la momentul acesta pe scena administrativă, pe scena politică a județului, a țării, de ce nu? Am avut o vizită a premierului, avem o posibilă moțiune de cenzură inițiată de către social-democrați. Ei bine, despre toate aceste subiecte, despre candidații de la alegerile locale din 27 septembrie 2020, avem deosebită plăcere de a discuta astăzi alături de domnul profesor universitar dr. Dan Ilie Morega, vicerector ULIM și prorector ULIM și în egală măsură președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice. Stimate domnă, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua, domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și salut cu dragoste și cu deosebit respect pe toți ascultătorii dumneavoastră. Stimate domnă, vedem ceea ce se petrece pe scena politică. Iată, avem o conducere nouă la nivel de social-democrație tradițională. Marcel Ciolacu a câștigat în fanfar alegerile interne în urma unui congres online. Cu amenințarea pentru liberali a unei moțiuni de cenzură. S-a citit textul, nu se știe când se va trece la votul efectiv în plenul Parlamentului. Cum se vede această chestiune? În primul rând aș vrea să vorbesc despre Marcel Ciolacu, care e președintele Camerei Deputaților în egală măsură și l-au ales an, cum a spus și dumneavoastră, președinte legitim al Partidului Social-Democrat. Aș vrea să spun că, de fapt, Ciolacu nu este cel mai potrivit și cel mai bun ca să fie președinte la Partidul Social-Democrat și să-l dezvolte. Pentru că el este un colaborator al serviciilor secrete și în special al SRI-ului, iar el este un papagal. Pentru că, să ne aducem aminte de Dragnea, că Dragnea a numit miniștri, Dragnea a numit președintele Camerei Deputaților și Dragnea a numit președinții de comisii atât la Senat cât și la Camera Deputaților. Ori Dragnea a avut nevoie de proști, nu a avut nevoie de oameni inteligenți, de profesioniști, ca să meargă într-o direcție foarte bună sau bună cu țara. Dar iată că timpul trece, noi rămânem în continuare de căruță față de alte țări din Uniunea Europeană. Corect. Și chiar față de Bulgaria. V-aș da numai un exemplu, la turism în Bulgaria, la Burgas, vin pe aeroport circa 21 de avioane, iar la în locația cealaltă, la mare, vin câte 11-12 avioane cu turiști. La noi, la mare, vin 3-4 avioane pe săptămână, la ei zilnic vin. Așa că vă dați seama cum e turismul la ei și cum este turismul la noi, omorât, nu de alții, de guvernul Orban liberalilor, al liberalilor și de miniștrii care sunt puși nu de Orban, că pe el l-a pus Iohannis, cretinul care ne-a făcut pe noi ori cretini, ori proști, acest prost și cretin care de fapt el a numit și toți miniștrii și nu primul ministru sau partidul. Iată deci că cum e turcul și pistolul și țara este într-o stare jalnică, că ați spus să vorbești și de probleme economice. Și aici problemele economice sunt un dezastru, pentru că ei, în loc să ajute întreprinderile mici și mijlocii, de fapt mijlocii sunt foarte puține, ele sunt mici și foarte mici, adică micro-întreprinderi, întreprinderi individuale, v-ați înțeles?
Deci în loc să le ajute la început, când am intrat în pandemie, el spune nemernicul Orban că le ajută acum. Păi cum să faci o injecție la un mort? Deci injecțiile trebuia să fie financiare, cu ajutor bănesc, cu reducere de impozite și taxe. Trebuia foarte clar să facă cum a început pandemia și cum s-au impus o serie întreagă de restricții, ca să nu mai spun că pentru cetățenii care au fost bolnavi de COVID sau suspecți, au fost arestați fie la domiciliu, fie în spitale sau în carantină, care e tot un arest. Deci iată că dacă vorbim foarte clar de PSD, care a depus și moțiunea de cenzură să răspund punctual la întrebarea dumneavoastră, ca să nu spună ascultătorii noștri și nici dumneavoastră că fug de această întrebare, pot să vă spun foarte clar. Ei au pus moțiunea de cenzură în afara sesiunii parlamentare. Ori PNL-ul a atacat la Curtea Constituțională. După ce se soluționează de Curtea Constituțională și dacă dă verdictul pozitiv, înseamnă că se va stabili o zi când se votează. Este foarte probabil și eu mi-aș dori acest lucru. Deși am criticat PSD-ul, dar mi-aș dori ca de fapt tot poporul ca să pice guvernul Orban și ei să facă un guvern de profesioniști și să pună un economist cu pregătire extraordinară și experiență în domeniul dezvoltării economice, în domeniul economic și finanțelor, ca să fie foarte clar. Dacă au venit tot la fel cu tot felul de neaveniți, cu tot felul de corupți și tot felul de incompetenți, mai bine să nu vină. Am înțeles. A fost soluția câștigătoare pentru Marcel Ciolac cu această moțiune? Adică se știe că toată suflarea PSD-istă aștepta această moțiune. Iată, a depus-o, a câștigat alegerile interne. A fost cartea câștigătoare pentru el? Nu. Cartea câștigătoare pentru el a fost echipa care și-a făcut-o. Deci, probabil că cineva care l-a consiliat, l-a consiliat foarte bine, l-a adus înapoi pe fostul premier, care știe și dumneavoastră foarte domnul bine, Grindeanu. Pe Grindeanu, a pus-o pe Firea, care la fel este foarte bună, i-au pus ca prim vicepreședinți și pe urmă mai pus vicepreședinți care, mă rog, să se ocupe de anumite să domenii. Se ocupe de anumite domenii și vicepreședinți regionali. Deci asta a făcut echipa ca să câștige, pentru că altfel el nu câștiga cât-i hău președinția Partidului Social Democrat, pentru că este un individ foarte slab comparativ cu Nicolae Șerban, care este un om bine pregătit profesional și care are presiune în instalații, este foarte bun și putea să fie secretar general și nici de cum cel de la Olt Stănescu, care este un gângăit, un escroc și care e secretarul general al partidului, care de fapt ăsta conduce de facto partidul. Da. Secretarul până la urmă sigur are că în da. Mână partidul. Exact. Are în mână partidul și organizațiile. El se ocupă de aceste probleme. Putea să-l pună foarte bine pe Șerban Nicolae, secretar general, și putea să-l pună președinte pe un om extraordinar de bun, care în condițiile în care câștigau alegerile putea să fie un prim-ministru care să fie se comporte la Bruxelles de la egal la egal cu ceilalți prim-ministri din Occident. Acesta este nimeni altul decât senatorul și fost ministru de externe și ministru justiției Corlățean. Titus Corlățean. Titus Corlățean. Da, un om echilibrat, un om calculat. Cam așa cu cele întrebate de dumneavoastră. Acum, dacă îmi permite, să ne referim și la Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal, prin șantaj, a adus 137 de primari de la PSD și aici vreau să critic deopotrivă și PSD-ul la nivel central, dar în principal PSD-ul unde au președinți de Consiliu Județene. Este inadmisibil ca președintele partidului Weber, este inadmisibil ca președintele executiv al PSD, Gorj, mă refer la Gorj, Cosmin Popescu, care și președintele Consiliului Județean, să nu treacă din 3 în 3 luni, cum făceam eu când eram președintele Partidului Național Liberal și am crescut de la 5,6 la 20, să nu treacă pe la primari, să nu-i întrebe ce proiecte au,
să nu se zbată. Adică n-au mai trecut să ia pulsul din teritoriu. Absolut. Și asta i-a supărat extrem de mult pe foarte mulți primari, care primari au trecut la Partidul Național Liberal, pentru că Vâlceanu nu trebuie să stea toată ziua aceea. Dar a trecut pe la ei, a avut discuții cu ei, a negociat vis-a-vis de proiectele care le au pentru cetățeni în fiecare comună și au plecat circa 8 sau 9 primari dintre cei mai buni și unii foarte vechi și unii noi. Și aș da exemplu aici de primari foarte buni. Este tânărul primar de la Băleș, care este iubit de populație și care va câștiga și acest mandat. Este vorba de Mădălin Ungureanu, care a fost un penerist înrăit, un PSD-ist un penerist înrăit, acum vorbesc și de cei care au trecut la PSD, și dacă a luat această decizie, pentru că atunci când am fost președintele liberalilor, pe Gorj și secretar general la nivel național, eu l-am pus pe el, avea 22 de ani, președintele organizației PNL, cum l-am pus și pe Brănescu Constantin de la Țicleri, băieți extraordinar de bun. Cel care acum candidează din partea liberalilor, exact, pentru primărie. Acolo. Extraordinar de bun, extraordinar de cinstiți amândoi și de corecți, și le-am dat partidul pe mână la tinerețea lor, care alții n-au făcut-o după mine, niciunul. Pentru că eu totdeauna, toată viața mea, în toate funcțiile, fie că au fost de instituții publice, fie că au fost de unități economice, am promovat tineretul. Toată viața. Deci iată că eu n-am blocat, cum blochează marea majoritate care sunt de vârsta mea, tineretul, și din contră i-am dat cale liberă, pentru că e perioada tineretului. De ce să nu vorbim? Și trebuie crescuți tineri de valoare. Nu este perioada acestui derbedeu și hoț a lui Stănescu, care e secretar general al PSD-ului și trebuia să pună oameni mai tineri. Deci iată că, de fapt, greșelile se fac intenționat ca să continue cu incompetenți la toate nivelurile și cu corupți și hoți. Am avut în weekend o vizită a unei comisii coordonate și conduse în egală măsură de premierul în exercițiu Ludovic Orban, a venit ministrul economiei aici în Gorj. S-a vorbit și despre CEO și, în loc să se rezolve cum sperau minerii, măcar din gură, măcar cu niște promisiuni, se pare că la CEO se va merge pe restructurare. Ăsta e cuvântul zilei, la ordinea zilei, restructurare. Ce va însemna asta, deocamdată nu știm decât așa, frânturi. Cert este că există un spectru al amenințării privitor la locurile de muncă ale oamenilor acolo din CEO. Există foarte multă frustrare, foarte multă temere în rândul minerilor și energeticienilor, pentru că nimeni nu știe ce le va aduce ziua de mâine. Dați-mi voie să continui ceea ce aveam și pe urmă răspund cu mult drag la întrebarea dumneavoastră, care este de mare interes pentru populație, pentru ascultătorii noștri, pentru că vine un prim-ministru cu un ministru sau cu doi în Gorj, este un lucru extraordinar de mare, sau ar trebui să fie un lucru extraordinar de bun. Vreau să mai dau exemplu de primari care au plecat de la PSD și care, cu gurița lor, m-au întrebat că ei vor trece. Face, domnul președinte, ce spuneți dumneavoastră ca un om corect, un om cinstit și un om care totdeauna a fost drept și principial atât pe linie de partid, cât și în toate funcțiile de conducere de când aveți dumneavoastră la 23-24 de ani. M-a sunat primarul de la Godinești să-mi spună: domnul președinte, pe la mine n-au trecut nici Mihai Weber, nici Cosmin Popescu 4 ani. 4 ani, adică un mandat. 4 ani. Un mandat. Și face, am acum posibilitatea, până intrăm în campanie, să primesc bani de la PNL ca să-mi fac proiectele. Am de făcut două poduri peste râul Tisbana, am de asfaltat două sate și pentru proiectele astea am de bani. Eu trebuie să rezolv problemele cetățenilor, nu problema mea de a fi la un partid sau altul. Am apreciat și am spus, băi, dacă primești banii înainte de alegeri, du-te! Era normal, nu puteam ca să spun, dacă sunt un om apolitic și principial, nu te duce. La fel m-a sunat primarul Pasăre, care îl apreciez
extraordinar de mult. Un primar serios, un primar care s-a ocupat îndeaproape de dezvoltarea comunei și împreună cu cel de la Sivilești, împreună cu mai mulți primari, erau 6 primari. Deci, domn președinte, v-am căutat la cabinetul dumneavoastră, nu v-am găsit. Vă rog frumos, dați-ne și nouă binecuvântarea, chiar așa s-a exprimat Pasăre. Că noi am vrea să trecem de la PSD la PNL. Tot aceeași chestiune care mi-a spus-o primarul Aurariu de la Godinești. Și, doamne, avem proiecte, nimeni nu ne-a mai ajutat. Pe la noi, pe la comune, n-au trecut cei din conducerea PSD-ului județean. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil. Oamenii s-au supărat. Este inadmisibil. Domnul profesor, eu treceam la trei luni, indiferent că am fost parlamentar, indiferent că nu am fost parlamentar și am avut alte funcții în alte publice, Morega trecea și discuta cu oamenii și discuta cu candidații pentru președinția partidului. Numai așa am putut, trecându-mi seva, adică realitățile din comune, din sate. Din teritoriu. Din teritoriu. Și așa am pus candidați care, de fapt, am devenit, că n-a fost niciodată, de pe locul 4 cu 5,6% și cu 3 primari, am adus în 2008 19 primari și 21 de viceprimari. Iar o creștere substanțială. Extraordinară. Iar creșterea partidului a fost de la 5,6 la 20, 19,85. Dacă treci în teritoriu, întărești partidul. Corect. Asculți președinții de organizație, asculți cetățenii. Și atunci înhamă-te la realizarea proiectelor, domnul Weber, că Morega, când a fost parlamentar, n-a ținut cont de ce fel de membru de partid, de alb, negru, roșu, galben. Nu am ținut cont. Care își făceau proiecte, le luam sub braț, mă duceam la parlament, nu veneam o săptămână, stăteam la ușa miniștrilor și a secretarilor de stat, ora președinților de agenții și nu plecam până când nu smulgeam o promisiune cât de aproape că aprobă fondurile necesare pentru obiectivele care erau. Întrebați pe primarul de la Cătune, pe Țuilă, care este un primar extraordinar și se bucură de foarte multă credibilitate și a rezolvat toate problemele la nivelul comunei lui. Apă, canalizare, asfaltarea tuturor satelor. Păi cum să nu limbească cetățenii? Spuneți-mi. Corect. Așa este. Sau întrebați-l pe primarul de la Telești, care a fost și care va fi din nou. Pe domnul Bâldea. Pe Bâldea. Întrebați-l tot la fel. L-am ajutat sau nu l-am ajutat? Și nu era al PNL-ului, domnul, nici Cătunele era al PDL-ului. Iar Bâldea era al PSD-ului. Întrebați-i dacă nu mi-au dat proiectele lor și am plecat cu ele la București. Nu mai vorbesc de multe altele proiecte, că am avut în vedere și liberari în primul rând, dar tot la fel în primul rând am avut toate proiectele care mi le-au dat să le rezolv la nivel național. De altfel, un primar liberal cu state vechi iarăși vorbea laudativ și apreciativ la adresa activității dumneavoastră din acele timpuri. E vorba de primarul de la Câlnic. Da, care la fel. A vorbit la superlativ de sprijinul pe care i l-ați acordat de-a lungul mandatului noastră și nu numai în acel mandat. Mulțumesc și acum îl sprijin cu foarte multe lucruri care vine la mine și am posibilitatea ca să îl ajut. Primarul Vulpe la fel va câștiga al patrulea mandat probabil. Cred că da, e la al patrulea. Cred că la al patrulea mandat a fost înaintea mea la liberali, l-am pus în conducerea organizației județene pentru că era un om cu experiență, cu două facultăți și un om care iubește oamenii. Pentru că am întrebat oamenii mergând în județ. A dat pulsul jos. Da, jos, cum v-am spus. Eu nu m-am plimbat ca logofătul cu autoturismul
să mă întorc de unde nu știu. Deci am fost foarte clar că eu trebuie să merg și mi-am impus toată viața, mi-am impus ceea ce trebuie să realizez și am obligat pe cei care sunt în subordinea mea să realizeze. De-aia uneori spuneau că eu sunt om rău în viața mea. Eu nu sunt născut rău, sunt născut un om bun, un om generos, un om corect, un om care ajută oamenii. Iată, avem un mesaj, am primit un SMS de la un primar ce candidează din partea Social-Democraților și care spune că dacă am avea, o secundă să vă citesc, că dacă Gorjul, dacă în Gorj ar fi mai mulți oameni ca dumneavoastră, județul ar fi departe. Așa e. Deci, nu că sunt lipsit de modestie. Care primar? E vorba de primarul de la Drăguțești, domnul Dumitru Ion Popescu, care știți că vă poartă un respect deosebit. Da, și eu îi port lui un respect. Și îi doresc din inimă și din suflet să câștige din nou, pentru că este un om la fel, iubit de oameni, un om care s-a implicat în problemele cetățenilor. Și e păcat să nu câștige. Așa. Dar este. Mai vreau să vă dau exemplu și unul, pentru că m-ați vorbit de primari, și să mă ierte că nu am ajuns la nivelul organizației județene să discutăm despre partide și despre asta, dar probabil că ulterior, dacă mai avem timp, mai discutăm. Dacă nu, asta mai e facem viața. O emisiune. Mai faci. Sau continuăm emisiunea. Sau mai continuăm bine. Emisiunea. Corect, corect. Da. La Padeș pierd liberarii postul de primar din sondajele de opinie, vă spun acum, pentru că nu le-am finalizate, dar am realizat câteva localități, sunt pe finalizare la Târgu Jiu, sunt în finalizare pe Gorj, am finalizat la Padeș și am finalizat la Motru. Deci la Padeș în mod categoric câștigă Troacă Mihăiță. Fostul primar. Fost primar, dar acum un mandat. Da. S-a ales praf de comună. Știți foarte bine că ați fost și dumneavoastră, da, și da, am filmat. Am făcut acel material destul de dureros pentru comunitate. Destul de adică dureros. Dezinteres, lipsă de... Pentru că acest Serafim Nicu n-a făcut altceva decât să aibă un hoțoman lângă el, care a fost primar două mandate și a furat în neștire din banii care au fost alocați pe proiecte diverse. Și nu vreau să mai reiau, că aș avea foarte mult de discutat. Dar revenim la ceea ce aveam în discuție și ascult cu drag întrebările dumneavoastră. Da, spuneam că iată problema CEO, nu pare... Da, eu vreau să mă refer în mare la vizita, pentru că sunt la curent cu toate problemele promise. Deci el a promis că alocă 3,5 miliarde pentru CEO ca să meargă înainte. Va merge înainte drept în groapă, vă spune Morega, care cunoaște problemele în profunzime, prin toți factorii care i-am și alte ONG-uri foarte bine, foarte bune și unele guvernamentale, eu nu sunt guvernamental, care mi-au spus, domnilor, la voi la Gorj, în mod categoric, se va restructura masiv. Adică vor rămâne circa 30% din salariați. Vă dați seama ce distrugere. Pentru că deci nu se... dispar 70% dintre cei care sunt acum în câmpul. Da, muncii. Pentru că de fapt ei doresc să treacă pe gaze. Polonia merge pe cărbune. Germania merge pe Cehia. Cărbune. Cehia. Cehia merge pe cărbune. Slovacia merge pe cărbune. Pentru că au fost oameni deștepți, au avut prim-ministri patrioți, și ținând cu țara lor, au bătut cu pumnul în masă la Bruxelles, la Uniunea Europeană și le-au pus, ăsta este programul național pe energia electrică la noi. Și polonezii. Și-au ținut de el. Și-au ținut de el. Și știți care este? Noi nici la ora actuală, cei care m-am amintit au pus de acum 10 ani, noi nici la ora actuală n-am depus asemenea program de dezvoltare națională a energiei electrice pentru independența României. Și știți care și noi importăm, problema? Fie de la serbi, fie de la ucrainieni, de la unguri. De la ucrainieni. Importăm energie electrică când noi aveam pe timpul lui Ceaușescu, că toți îl blamează. Și pe mine că sunt comunist. Nu vă e rușine să vă fie. Luați cei buni de la comunism și luați cei buni de la democrația asta, care e un fel de anarhie.
pentru că comuniștii au dezvoltat România, i-au luat pe țărani. De acasă i-au făcut muncitori, i-au făcut ingineri, pentru că nu plăteau niciun fel de taxe și au făcut orașe, au modernizat industria, a modernizat agricultura, a irigat-o, după care în timpul lui Iliescu au furat toate elementele de irigație, pentru că țiganii le-au absorbit pe toate și au făcut, le-au topit pentru că erau din aluminiu și au vândut la export. Deci nu vreau să vorbesc despre realizările în timpul comunismului, putem să facem o emisiune numai pe așa ceva. Pentru că pe mine... Și nu ne-ar ajunge o emisiune, vă spun. Nu ne-ar ajunge, dar vreau să vă spun în modul respectuos față de ascultători și față de dumneavoastră. Nu este posibil ca să distrugi o țară, pentru că așa au vrut occidentalii, ca să nu mai fim în concurență cu ei. Să nu mai fim în concurență, niciun domeniu. Să fim sclavi. Iar ei suntem sclavi de mult. Și Jigodea asta care e președinte, la fel, ne-a vândut și la europeni, ne-a vândut și la nemți în mod special. Și a tăcut mâlc defrișându-se pădurile statului de austrieci, că de Austria e rudă cu Germania. Germania este de naționalitatea derbedeului Astuia, care habar n-are de economie, are habar de furat case și multe altele. Un domn, mă scuzați că vă întrerup, un domn, Narcis Petre Remetea, spune: respect dumneavoastră, domnule președinte, sfaturile dumneavoastră întotdeauna mi-au fost de folos. Vă mulțumesc mult. Nu știu da, ce este domnul Narcis Remetea este un foarte bun om de afaceri, care pe mintea lui așa a făcut o firmă de afaceri care este prosperă și care se bucură în tot orașul Tismana, în toate satele, de multă credibilitate. Și tismăneni, dragilor, pentru că vă cunosc cum cunosc pădășenii mei, votați-l pe Remetea. Remetea este un om care vă duce mai departe, pentru că el este un foarte bun om pregătit profesional și un om care vă iubește. Am înțeles. Stimate domnule, cu siguranță aveți, chiar dacă, iată, n-ați, spuneați că n-ați finalizat sondajele aici la Târgu Jiu, primul municipiu al județului, aveți cu siguranță așa niște impresii. Ați luat pulsul societății de aici, ați discutat cu oamenii, pentru că știm că vă place să faceți acest lucru, cu oamenii simpli, cu oamenii care până la urmă spun sincer ceea ce gândesc. Cum se prezintă, din punctul dumneavoastră de vedere, datele acum, cu câteva zile înainte de începerea campaniei? Știm că de vineri încolo da, începe nebunia. Eu vreau să vă spun că mai avem puțin și terminăm sondajele și nu pot să mă, cum spunea... Să vă pronunțați. Câte o curvă, să mă exprimez. Haideți să ne folosim, să folosim acele nu pot să mă exprimez. Dar în mare pot să spun așa. Deci, la ora actuală este prioritar pentru oameni să-l aleagă pe Marcel Romanescu. Voi vedea în continuare, deși eu îl apreciez și pe Florescu și apreciez foarte mult pe Luminița Popescu, fost rector al universității și o doamnă, în adevăratul sens al cuvântului, care cunoaște foarte bine întocmirea de proiecte și aducerea de fonduri europene. Atragerea de fonduri europene. Extraordinare. A atras fonduri europene de sute de milioane de euro pentru Universitatea Brâncuș. Ce să vă mai spun? Este foarte bună, este inteligentă, ține la oameni. Vom vedea, pentru că ea candidează din partea lui Pro-România, ce va face. Și la fel Florescu, cât a fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Ați auzit ceva despre el? Cât a fost prefect, ați auzit ceva despre el? Nimic. Pentru că el nu s-a băgat în murdării, în escrocherii, în hoții. Iar este un om, dar care PSD-ul, care este un partid ce are la conducere oameni incompetenți, incapabili, politic, i-a numit, l-a numit abia
cu o lună, două luni înainte ca să candideze, da, la primărie. Da, timp foarte, foarte scurt pentru o astfel de postură. Timp foarte scurt nu poți să câștigi ceva, pe cât Marcel Romanescu pleacă în pole position. Pleacă primul. Domnule Eugen Fota, dar mai exista măcar 2-3 oameni în Gorj, precum Dani Ilie Morega, am fi în fruntea județelor din țară. Iată că... Îi mulțumesc foarte mult, este un băiat, un băiat foarte dinamic, este tânăr, a terminat universitatea la noi, a terminat ingineria mediului, este un om destoinic, este un om harnic, este un om care poate să fie atras într-un partid în funcție de conducere. El poate să fie un foarte bun candidat în orice funcție la nivelul județului și la orice partid. Cum stau lucrurile pentru Consiliul Județean? O bătălie interesantă și acolo. Are Cosmin Popescu prima șansă fiind președintele în funcție și știți cum se spune, că cel în funcție pleacă așa cu un avantaj. Da. Din tot ce cunosc eu și din anterioarele sondaje de opinie sociologice pe care le-am făcut, Cosmin Popescu pleacă din pole position. Pleacă din președinte al Consiliului Județean. Și am convingerea că oamenii până la urmă pe el îl vor vota. Dar vreau să-i spun că îi suflă în ceafă candidatul Partidului Național Liberal. Domnul Iulian Popescu. Iulian Popescu îi suflă în ceafă, vă spun eu. Și să nu uităm că PSD-ul a făcut cea mai mare tâmpenie când s-a lipsit de Iordache de la Turceni, care a candidat ca primar și a lucrat numai 2 mandate ca primar când eram eu președinte, l-am luat la PNL. Și acum, de fapt, el a trecut de la PSD pentru că a primit numai afronturi, că de ce se bagă, că de ce muncește, și atunci a zis, băi, duceți-vă dracului cu PSD-ul vostru cu tot și mă duc la PNL. Și o să vedeți că acest Iordache, cu toate relele lui și cu toate bunele lui, va împinge PNL-ul aproape de PSD. Aproape de PSD. În bătălia pentru județ. În bătălia pe județ. Și nu uitați că cei 8 primari sau 9 care au trecut la PNL n-au trecut de flori de măr. A avut și Iordache un rol. Deci iată că lipsa de viziune și de cunoașterea oamenilor, mă refer la conducerea PSD-ului Gorj, care tot criticându-l că ce-i cu ăsta, că ce se bagă ăsta, că el a vrut să le facă bine la PSD-ști, nici de cum rău. Dar omul s-a săturat de critici, n-a mai acționat, că el este un om dinamic și un om de acțiune, să ne înțelegem foarte clar. Eu îl cunosc foarte bine. N-a mai stat la PSD și a plecat la BNL. Așa că sufere PSD. Că nu eu ți-am spus să-l dai afară. Nu să îl neglijezi pe Iordache. Și atunci omul a plecat. Știți că, de fapt, câinele e o zicală gorjenească, nu pleacă de bucături, pleacă de zburături. Așa este. Cum reușiți dumneavoastră să îmbinați înțelepciunea populară cu analizele pertinente, este un mister pentru mine. Cert e că reușiți foarte bine să faceți acest lucru și reușiți să duceți ideile pe înțelesul tuturor. Ori asta e un lucru foarte bun, pentru că puține persoane publice reușesc să transmită un mesaj mai clar decât o faceți dumneavoastră. Foarte puține persoane. Domnul profesor, eu sunt născut în Padeș. Am trăit în Padeș. Am făcut liceul la Baia de Aramă. Și când am terminat liceul și am dat la facultate, că am făcut 2 ani la fără frecvență și 3 ani la zi, la Craiova, mă gândeam așa, Doamne, în ce direcție să iau? Pentru că știam că gorjenii sunt oameni buni, dar marea majoritate te reclamă când le faci și bine. Lor trebuie să le perforezi capul. Să le faci bine cu forța. Ca să le bagi binele cu forța. Eu vă spun de când am fost președintele județului la cooperație și am luat titlul de erou al muncii, după ce am luat în fiecare an tot locul întâi pe țară, 5 ani Ordinul Muncii clasa 1. Numai atunci primeai ordinul, titlul de erou al muncii. Am avut reclamații cum n-a avut nimeni. Îmi spunea primul secretar, care erau oameni pregătiți, erau foști miniștri, erau director general de mari companii, cum am avut noi 2 prim secretari care au fost director general la 1 Mai Ploiești, care avea 40 și ceva de mii de salariați. Și pe urmă au fost miniștri. Și mi-aduc aminte cum primul secretar care a venit și l-a schimbat pe celălalt, care erau
amândoi de la Ploiești, că îi spune, băi, Cășule, hai că iarte, de dau afară și de aici. Deci, iată că primii secretari știau că eu munceam în forță și că doream dezvoltarea județului și îmi spuneau, măi Dan, lasă-i dracu mai încet că te reclamă la Comitetul Central și am aici vreo 17 reclamații împotriva ta. Vedeți binele care le-am făcut oamenilor. Că atunci când se luau salariile 60-70% la Artego, la Ciment, la CPL, la Sticlă și așa mai departe, Amorega se lua 110-120%. La sută. Nu era bine pentru ei. Ba da. Dar vedeți, din starea latentă și lâncezeală, i-am pus să meargă direct, nu la pas, în pas alergător. Da, ca de obicei, o plăcere să discute omul cu dumneavoastră, tot ca de obicei, mai mult decât dure, dar pertinente radiografiile pe care le faceți societății politice, scenei administrative. Am ajuns la final de emisiune, vă văd și pe dumneavoastră surprins cum zboară timpul. Da, mă uitam la ceas și am văzut că s-a dus timpul, da? Și nu știam când. Se duce. Din păcate. Stimate domnă, vă lansăm propunerea să ne onorați cu prezența cât mai repede posibil, pentru că iată și evenimentele se precipită. Vom avea o campanie electorală, o anticipez eu, destul de urâtă. Vom vedea multă mizerie. Urâtă și să știți că s-au diminuat o serie întreagă de competențe care le aveau candidații la primării și organizații. Adică nu mai ai voie să pui BNR în campanie, trebuie să dai jos. Da, s-a restricționat. Nu mai ai voie să pui afișe cu tine sau afișe ce faci tu. Nimic. Numai la radio și la televiziune. Și deplasările fiecăruia în teritoriu să lămurească pe cetățeni. Asta e baza. Corect. Mii de mulțumiri pentru prezență. Vă așteptăm la o nouă dezbatere. Până atunci însă o zi cât mai plăcută vă dorim. Vă mulțumesc din inimă, mulțumesc celor care ne-au ascultat și tuturor oltenilor și nu numai care ne-au ascultat, le doresc să aibă sănătate, să aibă bucurii, să fim mai uniți, dragilor, că unitatea creează forța și atunci când nu ne convine de guverne, să ieșim în stradă în bază legală și să facem proteste. Ați văzut cum face Serbia, cum fac alții în Germania sau în Franța, noi suntem mămăligari. Stăm și le încezim până ne pune toți incompetenții și hoții care ne conduc piciorul pe gât, pe cap. Astea suntem. În rest să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Și mai ales la tinerii pe care îi aveți să se realizeze și să nu mai plecați din țară. Țara este a voastră, nu a hoților. Nu părăsiți România, că România, ca să existe, au fost foarte mulți eroi care au fost omorâți, au fost împușcați. De ce vrem să părăsim această țară? Pentru că, ghidați-vă după ce spunea poetul, fie pâinea cât de grea, tot mai bună în țara ta. Așa este. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută vă dorim. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.